Am revenit, doamnelor și domnilor, ultima echipă prezentă alături de mine în această seară este cea a Colegiului Tehnic Spiru Haret din Ploiești. Până în momentul de față am avut aici în studio 14 echipe, exceptând-o pe cea de față. Din toate aceste 14 echipe, una singură nu s-a calificat în competiția The Best, care, după cum știți, începe sâmbătă viitoare, mai exact pe 25 octombrie. Este vorba despre echipa Colegiului Tehnic Forestier din Câmpina. Dar haideți să-i cunoaștem și pe băieții de la Colegiul Tehnic Spiru Haret din Ploiești. Este vorba despre Rareș Ioniță, clasa 9-a, bună seara. Marin Radu, de la clasa 10-a, bună seara. Mihai Rădulescu, clasa 11-a. Și Constantin Rădulescu, clasa a 12-a. Băieți, și voi sunteți pentru prima dată, intrați în competiția The Best. Ce v-a determinat să participați la un concurs pe teme de cultură generală? Păi, a fost intenția voastră, dorința voastră sau ați fost împinși? Da, am fost și împinși, nu ne aude nimeni, nu ne vede nimeni. Am fost și împinși, dar în același timp ne-a și plăcut ideea. Vrem să, pe excelăm, să ne... Să vă arăt... autotestați, da. În primul rând? Da. Pentru tine? Ce crezi că va însemna această experiență The Best? Ceva bun, în orice caz. Nu are cum să-mi strice această experiență. Corect. Și pur și simplu am vrut să văd... Care sunt puterile mele în momentul de fază? Cât pot de mult. Așa. Tu, Mihai, cam cât poți de mult la capitolul cultură generală? Consider eu destul de mult. Destul de mult. Tu ești clasa 11-a, deci ai avut timp așa să acumulezi un bagaj de cunoștințe destul de bogat, spun eu. Ești de acord cu mine? Bine, vom vedea în seara asta dacă trece sau nu de preselecții. Ce domenii stăpânești tu foarte bine? Istoria, chimia, chiar mi-a plăcut. Și cam atât. Tu? M-a pasionat mai mult geografia și istoria. Geografia și istoria. Tu ce speri de la această competiție? Să câștigăm. Să câștigați. Vreți locul întâi? Încercăm. Ce credeți că se va întâmpla în seara asta? Mm-hmm. Aveți 10 întrebări. Trebuie să dați minimum 5 răspunsuri corecte pentru a intra în competiție. Vom încerca să dăm 6. Știu că ați urmărit și celelalte emisiuni pe care noi le-am realizat cu colegi de-ai voștri de la alte licee. Cum vi s-a părut prestația lor? Cum vi s-au părut întrebările? La fel, vreau răspunsuri sincere. Destul de bună mi s-a părut prestația și sperăm să fim și noi la fel de buni și să dăm o impresie cât mai bună. Sperați să fiți și voi la fel de buni și eu sper același lucru, să fiți nu buni, ci foarte buni. Sunteți emoționați, văd lucrul acesta sau mă înșel? Nu, e adevărat. E adevărat, ok. Toată lumea are puțină emoție. Corect. Sper eu să fie emoții constructive. Sunt în beneficiul vostru. Haideți să începem setul de întrebări și mai discutăm după în limita timpului pe care îl vom avea la dispoziție. Te rog, prima întrebare. E prima întrebare. Numărul? Întrebarea cu numărul 16. Întrebarea cu numărul 16. Imediat. S-o și găsesc. 16. Am găsit. Accentul cade, este o întrebare din gramatică. Accentul cade pe ultima silabă în seria. Varianta A, mașină, casă. Varianta B, penar, portofel. Varianta C, autobuz, stație. Uitați bilețelul. O să vă mai citesc întrebarea. Accentul cade pe ultima silabă în seria. A, mașină, casă. B, penar, portofel. C, autobuz, stație. Puteam să-mi dau răspunsul? Dacă îl aveți, bineînțeles că puteți să-mi dați prin cronometrul, nu? Da. Vă ascult. Răspunsul nostru este A, mașină și casă. Răspunsul vostru este A, mașină, casă. Mașină, casă, casă. Varianta corectă, accentul cade pe ultima silabă în seria penar, portofel. Varianta B era varianta corectă. Mergem mai departe. Mai avem întrebări. Întrebarea cu numărul 22. Întrebarea cu numărul 22, da? Vă place matematica? Da. Oh, super. Numărul real pi reprezintă varianta A, raportul dintre diametrul cercului și raza sa. Varianta B, raportul dintre lungimea cercului și raza sa.
Varianta C, raportul dintre lungimea cercului și diametrul său. Imediat vă dau și hârtiuța, am găsit-o, poftiți. Întrebarea cu numărul 2, așadar, pentru Colegiul Tehnic Spiru Haret, întrebare din matematică. Avem răspunsul. Aveți răspunsul, vă ascult. Răspunsul nostru este B, raportul dintre lungimea cercului și raza sa. Da. Din păcate, răspunsul corect este C, raportul dintre lungimea cercului și diametrul său, adică varianta C, așa cum spuneam. Mergem mai departe. Cu cea de-a treia întrebare. Fiți foarte atenți. Întrebarea cu numărul 6. Întrebarea cu numărul 6. Sună în felul următor. Chimiosinteza reprezintă un mod de nutriție. Varianta A, heterotrof. Varianta B, autotrof. Varianta C, parazit. Varianta D, saprofit. Aveți aici și bilețelul. Mulțumim. Cere. Mai aveți 25 de secunde. Șase secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Stop cronometru. Vă ascult. Răspunsul nostru este B, autotrof. Răspunsul vostru este B, autotrof și este un răspuns corect pe care voi l-ați dat. Primul punct obținut în această seară. Vă felicit pentru asta. Curaj! Întrebarea cu numărul 4. Întrebarea cu numărul 20. 20. Tot matematică. Avem noroc. Ortocentrul unui triunghi reprezintă A. Punctul de intersecție al înălțimilor triunghiului. B. Punctul de intersecție al medianelor triunghiului. C. Punctul de intersecție al bisectoarelor. Mai aveți 30 de secunde începând din acest moment. Ok. 10 secunde, puteți să profitați de ele sau putem opri cronometrul și aștept răspunsul vostru. Oprim cronometrul. Deci, ortocentrul unui triunghi reprezintă, din punctul vostru de vedere, punctul de intersecție al înălțimilor triunghiului. Punctul de intersecție al înălțimilor triunghiului. Într-adevăr, așa este un răspuns corect dat de voi, cel de-al doilea. Și acum am ajuns la acea rubrică. Recunoașteți personajul, sunteți deja familiarizați cu ea, da, pentru că ați mai urmărit și emisiunile trecute. Haideți să vedem care este primul personaj care vă revine în această seară. Urmăriți cu atenție fotografia, un minut, vă consultați, îmi spuneți cine este domnul din această imagine. Mai aveți 30 de secunde. Sunt sigură că îl știți, l-ați
studiat, în școală? Zece secunde. Și stop cronometru. Aștept răspunsul vostru. Cine credeți voi că este domnul din imaginea pe care o vedeți și în momentul de față? Încercați un răspuns. Nu putem să ne dăm seama. Haideți, unul din voi, încercați. Mai bine decât nimic. Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu, spun băieții de la Spiru Haret. Haideți să vedem dacă este vorba despre Sadoveanu. Nu, este vorba despre George Călinescu, născut la data de 19 iunie 1899 în București. A fost critic, istoric, literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de orientare după unii critici clasicizantă, iar după alții doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre cei mai importanti critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu și Eugen Lovinescu. Da, îmi pare rău, dar noi mergem mai departe. Următoarea întrebare. Foarte atenți, aveți două răspunsuri corecte, mai aveți nevoie de alte trei pentru a vă califica. Nu trebuie să-l pun apoi. Le-ați pus la loc în bol și ați încurcat întrebările. Da, e... Se mai întâmplă. Întrebarea cu numărul 18. Întrebarea cu numărul 18. Dacă spui tu, merg pe mâna ta. Nu trebuia să le băgați la loc în bol. Păi da, oricum, celelalte sunt aici, mi se pare. Da, vă uitați pe hârtiuțele pe care le aveți în față și le excludeți pe acele. Lână artificială reprezintă polimerul. Polistiren, policlorură de vinil, poliacetat de vinil, poliacrilonitril. Și un minut la dispoziție pentru a-mi da răspunsul. De secunde. Eu zic că aici e o plecolare. Beu. Ulea cetată cu mine. Aveți 14 secunde. Lăsăm cronometrul să meargă sau oprim? Cum hotărâți voi? Haideți să-l oprim. Haideți să-l oprim, spun cei de la Spiru Haret. Răspunsul nostru este B, poliacetat de vinil. Și este și răspunsul corect pe care voi mi l-ați dat. Continuăm. 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 Haideți să vedem că... Haideți să vedem, vă spun întrebarea... eu, mai avem întrebările 11, 15 și 1 din eliminare. 11. Vă plac cartele? Așa, așa, așa. Să. Ce este sinfonia clasică? Varianta A, o lucrare de mici dimensiuni pentru voce și pian în două părți. Varianta B, o lucrare de mari dimensiuni pentru orchestră sinfonică în patru părți contrastante ca mișcare. Varianta C, o lucrare pentru unul sau două instrumente, din care unul are rol de acompaniator. Mulțumim. Plăcere. De secunde la dispoziție. Credem că avem răspunsul. Credeți sau sunteți siguri că aveți răspunsul? Suntem siguri. Sunt sigur că au răspunsul. Oprim cronometrul, vă ascult. Ce este sinfonia clasică, băieți, din punctul vostru de vedere? Din punctul nostru de vedere este o lucrare de mari dimensiuni pentru orchestră sinfonică în patru părți constrante ca mișcare. Perfect, un răspuns corect pe care voi l-ați dat. A fost noroc sau chiar? Nu, chiar știam. Felicitări. Avem un profesor foarte bun în Spiru de muzică. Salut pe domnul profesor și îl felicit totodată. Un răspuns corect pe care voi l-ați dat. Ia fiți voi atenți, aveți 4 răspunsuri corecte până în momentul de față. Mai avem 3 întrebări la dispoziție. Mai aveți nevoie de un răspuns pentru a vă califica. M-am făcut înțeleasă? Da. Ok, perfect. Mergem mai departe.
Păi aici la mine mai sunt două întrebări. 1 sau 15? Păi, după ce le-am... 15, perfect. Ia să vedem, întrebarea 15. O întrebare care cred eu că va fi pe placul vostru. Ia fiți atenți. Câte titluri olimpice a obținut schiorul Alberto Tomba? Varianta A, 3. Varianta B, 8. Varianta C, 5. Varianta D, 2. Alberto Tomba, câte titluri olimpice a obținut acesta? Fără număr. Mai aveți 10 secunde la dispoziție. Să fie 3, să fie 8, să fie 5 sau să fie 2. Și stop cronometru, vă ascult. Răspunsul nostru este C, 5 titluri olimpice. Din păcate, răspunsul corect este A, 3 titluri olimpice. Stai, mergi peste. Ha, 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 ha. Mai aveți două întrebări. Da? O întrebare din bol și un personaj de recunoscut. Întrebarea cu numărul 1 este singura rămasă. Fiți foarte atenți, este o întrebare din istorie. Antecesorul împăratului Traian, antecesorul, atenție, a fost varianta A, Marcus Aurelius, varianta B, Nerva, varianta C, Adrian. Mulțumim. Antecesorul, da? Împăratului Traian. Mai aveți nevoie de un răspuns corect din două, pe care le, două întrebări pe care le mai aveți la dispoziție. Marcus Aurelius, Nerva sau Adrian? Sunt cele trei variante pe care le aveți la dispoziție. Ce? Sigur? 30 de secunde. Avem răspunsul, da. Avem răspunsul. Hotărâți băieții de la Spirul Haret în seara aceasta. Păi atunci oprim cronometrul și ascult varianta voastră de răspuns. Răspunsul nostru este C, Adrian. Răspunsul vostru este C. Din păcate, antecesorul împăratului Traian a fost Nerva și. Asta înseamnă, băieți, că dacă voi în secundele următoare nu recunoașteți personajul care va apărea în imagine, sunteți descalificați. Dacă îl recunoașteți, vă calificați în competiție. Doamne ajută! Haideți să vedem personajul pregătit pentru... Avem noroc. Colegiul... Aveți un răspuns? Minut la dispoziție, eu fac datoria și vă spun. Da. Un minut, nu vă grăbiți, vă uitați bine la fotografie, de răspunsul pe care voi îl veți da, depinde calificarea voastră. Da. Cronometrul merge. Oprește. Îl oprim sau îl lăsăm? Nu ce amicesc. Haideți să-l oprim. Îl oprim și vreau să aud așa în cor, pentru că e răspunsul care pe voi vă califică sau nu în concurs. 1, 2, 3 și... Mircea Lucescu. Iată. Îi aplaudăm? Mircea Lucescu, într-adevăr, Mircea Lucescu, născut la data de 29 iulie 1945, este un fost jucător de fotbal român, în prezent este antrenor la clubul FC Shakhtar Donetsk din Ucraina. Ca jucător activat la echipa Dinamo între 1964-1977, ca antrenor a condus printre altele echipa națională a României, dar și alte echipe, Corvinul Hunedoara, Dinamo București, Brescia, FC Rapid, Internaționale Milano, Galatasaray Istanbul și Shakhtar Donetsk. Păi ce să zic, mulțumim Mircea Lucescu! Mulțumim! Cât se poate! Cum a fost? V-ați calificat la limită, ce-i drept, totul datorită lui Mircea Lucescu. Mă rog, nu numai lui, da? Dar a fost... Putem să-l sunăm în direct? Vreți să-l sunați? Dacă faceți rost de numărul lui de telefon, îl sunați, îi explicați conjunctura și îi mulțumiți pentru asta. Nu e frumos așa. Revenim la lucruri serioase. Cum vi s-a părut această preselecție?
Tensionată, spui. Așa tu? E mai frumos. Așa este. A fost vorba și de emoții, că asta ne-a împiedicat, da, să alegem răspunsul corect. Este pentru prima dată. Voi sunteți pentru prima dată intrați într-un astfel de concurs, dar v-ați descurcat frumos. Spun eu. Mulțumim. Sperăm să ajungem mai departe și să ajungem mai departe cât mai bine. Întrebările cum au fost? Au fost la nivelul așteptărilor voastre sau... Da, au fost la nivelul așteptărilor noastre, dar în momentul acela nu putem să spunem că au fost chiar atât de ușoare. Acum, da, dacă stăm să ne gândim, au fost la un nivel acceptabil și le-am fi știut. Ca să înțeleagă toată lumea, vorbim despre un concurs pe teme de cultură generală, unde participă cei mai buni copii din liceele interesate să intre într-o astfel de competiție. Și atunci, bineînțeles că și nivelul întrebărilor este unul normal, care să corespundă acestor cerințe. Ați intrat în competiție. Vă felicit pentru asta. Mulțumim. Gata cu emoțiile? Gata cu starea de tensiune? Vă duceți să sărbătoriți? Da. Cum o să sărbătoriți? Mergem acasă, învățăm pentru mine la școală, că avem de învățat. Perfect, cel mai frumos răspuns. Cu siguranță profesorii te aplaudă la ora aceasta. Felicitări și vouă, băieți. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, a fost echipa Colegiului Tehnic Spiru Haret. Băieții s-au calificat în competiția The Best. Au avut 5 răspunsuri corecte din 10 întrebări posibile. Noi ne revedem mâine seară, tot de la ora 18:30, cu alte 3 echipe dornice să treacă de preselecții și să intre în marele concurs de sâmbătă viitoare. O seară bună în continuare, la revedere!